munți de gunoaie supraterane, deși titulatura le spune îngropate. Genele de gunoi moderne din oraș se află sub orice critică. Înconjurate de mormane de mizerii, punctele de colectare subterane provoacă greață în mai multe cartiere din Cluj-Napoca. Revoltați, cetățenii au făcut reclamații pe platforma Mai Cluj. Gunoaiele din zona străzii Buzău și Biomedica din Grigorescu e mereu sub orice critică. Gunoaiele zboară peste tot, cu zilele nu se curăță, de aceea și în trecut tot cartierul a fost infestat cu șobolani, scrie un clujean. Iar primăria răspunde, solicitare în lucru. Platforma de colectare a gunoaielor în ghene îngropate a fost lansată ca idee în anul 2016. Până acum în oraș există 40 de puncte, din care unele nu au fost încă date în folosință pentru că nu sunt gata.